Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Rafinată și exaltată, dacă te-ai născut pe 29 noiembrie, te străduiești în primul rând să-ți satisface dorințele și abia apoi ambiția. Puterea ta constă în capacitatea unică de a obține un succes semnificativ, fără a compromite principiile și idealurile tale. Ai o dragoste sinceră pentru artă, frumusețe și muzică? Intelectul tău se bucură de literatură, matematică și știință, ești o visătoare, dar nu-ți stă frică să-ți asumi riscuri în domeniul artei, filozofiei sau viziunii asupra lumii. Ești o luptătoare idealistă, înzestrată cu idei inovatoare, vibrante, te poți afla în frunta vieții artistice, academice, sociale sau politice, tu ai capacitatea de a-i provoca pe alții, îți place să clatini barca, iar prezența ta schimbă cursul normal al evenimentelor. Alții te pot numi întrerupătoare de ordine. Folosești cu îndemânare pârghia emoțională. Poți obține rezultatul dorit cu un singur cuvânt ascuțit, spre ridicate sau tăcere elocventă. Probabil că te consideri câinele de pază al adevărului și vai de oricine îndrăznește să-l părăsească. Talentul tău de a pedepsi astfel de nevrednic este îngrozitor, pentru că știi sigur unde se lovești. Trebuie doar să te controlezi pentru ca aceste pedepse să nu crească în sadism și să-și piardă treptată tot sensul. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, inconstanță, lipsă de tact, optimism, ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă îți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot te duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc, îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâu liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor, deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter, de la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine, interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru percepția numai a informațiilor care sunt în concordanță cu convingerile tale, precum și pentru lipsa de obiectivitate. Te caracterizezi prin bunăvoință, sociabilitate, sensibilitate, ești distinsă de o dragoste de frumusețe ai tendința să te înconjori de lucruri rafinate. Personalitatea ta este instabilă, te caracterizezi prin schimbări de dispoziție, dar cu cât ești mai bine, viața ta capătă o formă, cu atât te simți mai calmă. În viața personală, ești capabilă de afecțiune constantă și poți oferi siguranță familiei și prietenilor. Ești asemenea un uragan staționar care se fixează într-un singur loc, nu merge nicăieri. Cei care se află în centrul uraganului pot fi calmi, îi vei proteja de efectele nocive din exterior. Instabilitatea emoțională și anxietatea te afectează pe tine însă Tu poți crea probleme pentru alții, dar nimeni nu-și poate imagina cât de greu este să fii în pantofite. Numai cel mai sensibil observator este capabil să vadă cât de incomod ești cu tine însă și cât de grea este dependența ta de procesele care au loc în sufletul tău. În ceea ce privește ambiția, ești atât de ocupată cu problemele din viața de zi cu zi, încât pur și simplu nu ai timp să te gândești la cucerirea lumii. Cu toate acestea, datorită capacității de a supraviețui în orice condiții, poți continua să-ți exerciți influența provocatoare multă timp. Dacă există o amenințare, atunci cel mai probabil, cei care s-au săturat să se bâlbuie, se vor alinia în spatele tău. Din păcate, același sentiment îi poate îmbrățișa chiar și pe cei dragi care încep să înțeleagă că viața va deveni mult mai simplă, deși plictisitoare, fără tine. Dacă tu ca instigator neobosit vrei să trăiești fericită, Trebuie să înveți să te comporți mai puțin provocator și să permiți evenimentelor care să se dezvolte în mod natural. Te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești respectoasă cu tradițiile, cinstită, optimistă, aventuroasă. Ești o persoană independentă, puternică. Nu accepti conducerea celorlalți trăiești după propriile reguli și nu depinzi de opiniile de celorlalți, ești creativă și polivalentă, îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze, obișnuiești să fii lider în profesie și în relații, nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 29 noiembrie soarta ta? Ești incredibil de norocoasă în viață, soarta te favorizează. Ești foarte puternică în spirit, capabilă să-ți atingi dorințele, în ciuda dificultăților întâmpinate, ești impulsivă, ai un caracter exploziv, tu însă ți ți determin cursul vieții. Trebuie menționat că soarta ta depinde direct de acțiunile tale, pentru fapte bune ți zâmbește, dar preferând răul, nenorocirile încep să te bântuiască. Ești un psiholog priceput, îți folosești cu strictețe instinctele născute și, dacă este necesar, îi influențezi pe ceilalți. Îți place să provoci oameni, să adaugi combustibil la foc ca să zic așa, ești un fel de rebelă, blamată, îți place să perturbi ordinea, dar în același timp, ești absolut indiferentă față de ceea ce cred alții despre tine. Tu poți surprinde cu exactitate starea de spirit emoțional a interlocutorului tragând cu îndemânare pârghile necesare, obții rezultatul dorit. Mai mult, pentru aceasta ai nevoie de un singur cuvânt, un anumit gest. Uneori, tăcerea ta este mai elocventă decât orice tiradă. Poți fi uneori foarte crudă, mai ales când vine vorba de nesupunere. Cei care își vor încălca cuvântul se vor confrunta cu pedepse severe. Mai mult, tu știi să lovești locul cel mai dureros. În dorința de a răni pe cei vii, ai uneori tendința de a deveni sadică, trebuie să înveți să-ți controlezi agresivitatea, altfel totul se va bate de la tine. Nu ai deloc grijă de relațiile publice, dar din cauza magnetismului tău intern, societatea este atrasă de tine. Singurul lucru care te îngrijorează este viața personală și bunăstarea familiei, ești atașată sincer de o singură persoană, credincioasă iubitului tău. În plus, ești un minunat membru de familie, care este capabil să ofere confort și prosperitate familiei sale. Tu protejezi pacea și securitatea celor dragi. De asemenea, crezi sincer în prietenie, de aceea de dragul oamenilor dragi, ești gata să faci orice. Principala problemă pentru toată lumea este instabilitatea ta emoțională excesivă. Încercând să rănești pe cineva, ai tendința să suferi singură. Dar nimeni dintre cei din jur nu poate nici măcar să ghicească cât de greu ți este în sufletul tău și doar o persoană foarte atentă observă contradicțiile spirituale din tine. Starea ta de spirit este schimbătoare, la fel ca vremea de primăvară, orice flacte te poate înfuria. În ciuda emoționalității tale crescute, ești realistă prin natură. Nu ești deloc visătoare, nu știi să visezi, tu obișnuiești să trăiești astăzi, bucurându-te de bucurile simple ale vieții. Datorită capacității de a vedea lucrurile cu adevărat folositoare, practice sau utile, ai un venit bun. Te bucuri de ceea ce ai și nu încerci să construiești castele în aer, nu urmărești idealuri fantomatice, nu ești ambițioasă, nu încerci să cucerești vârful lumii și să-i joacă potul de aur te îngrijoreze doar de cei dragi ție. Dragoste și compatibilitate. În viața ta personală, te distingi prin stabilitate și deseori ești un sprijin pentru prieteni și rude. Un părinte bun, te dedici complet copiilor. Lei și berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine, dacă uniunea are loc în aninte de vârsta de 28 de ani. Vei putea coexista în condiții egale. Fără a vă suprima libertatea reciprocă, în astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie, împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător, el va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, Îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine, și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioară îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură, astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste, opțiunea ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Pentru tine, dorințele vin pe primul loc, ambiția vine pe locul 2, după acest principiu, tu trăiești, nu-ți compromiți niciodată idealurile și principiile tale. Mai mult, Reușești să obții succese mari în viață. Ai o capacitate unică de a acționa în circunstanțe. Tu ești distinct în ceea ce privește viteza de reacție, determinarea, adaptabilitatea. Ești într-o anumită măsură visătoare și idealistă, dar aceste lucruri nu te împiedică să rezolvi cu stăpânire probleme practice. Personalitate versatilă, găsești o cale de ieșire din orice situație pentru că ești inovatoare. Ideile tale nu pot fi înțelese de alții, dar sunt realizate și acceptate de societate. Dragostea de artă te împinge să alegi profesia adecvată. Și aceasta nu este neapărat crearea de capodopere ale muzicii sau picturii. Poți deveni un excelent critic, corect, dedicat complicațiilor meșteșugului. Poți fi atrasă de știință. Printre domeniile prioritare se numără matematica, filozofia. Te poți regăsi în literatură, jurnalism, dar la fel de bine poți alege activitatea socială, cea politică, sănătate și boli. Ar trebui să eviți cel mai mult stresul mental. Tulburările și depresia ulterioară îți pot te distruge sistemul nervos. Pentru sănătatea ta, cel mai important lucru este menținerea unei stări emoționale stabile. Stările depresive distrug sistemul tău nervos. Recuperarea de regulă este lungă și dureroasă, în plus, poți avea probleme asociate cu dezechilibrul fizic, în special în zona hormonală, boli endocrine, tulburări sexuale, îți poate fi foarte utilă pasiunea pentru gătit și o abordare sănătoasă a nutriției, cu accent pe fructe proaspete, legume și cereale, evitând consumul excesiv de zahăr și produse lactate cu conținut ridicată de grăsimi, precum și de reducerea consumului de carne roșie. Consolidarea organismului prin exerciții fizice și a vieții sexuale active este recomandată pentru găsirea liniștii sufletești. Destinul și norocul, universul ți-a dăruit o natură fericită, înzestrată cu un farmec extraordinar. Ai energie puternică, ceea ce îți permite să influențezi pe ceilalți. Ai un caracter ferm, decisiv. Condițiile de viață vor depinde de alegerea ta. Dacă alegi calea binelui, atunci drumul vieții tale va fi presărat cu trandafiri. Totul îți va fi dat cu ușurință, ca și cum ai avea o baghetă magică care îți îndeplinește toate dorințele. Și dacă alegi calea răului, trecând prin trădări, intrigi, vei rămâne singură, pierzând tot ce aveai. Sfaturi pentru tine. Încearcă să nu fii nervoasă. Supra-încărcată, mai puțin conflict în preajma ta. Aceștia sunt a trei piloni de sănătății pentru tine. Uneori, nu este chiar atât de rău să strădezi judecățile și principiile morale. Folosește-ți talentele pentru a îmbunătăți lumea din jurul tău.